lovitura și gândiți, începe lovitura norocoasă. De ce vă alegeți, băieți? Cap sau pajură? Cap! Ok. Ce avem aici? Pe pajură. E prea mâncat banul ăsta, mă. Avem pajură. Cine a ales cap? Dă primul atunci. S-a dat cu banul, okay. Se pare că versus moneda dă norocoasă. Primul. Puneți-o bine, băieți. Dau mâna amândoi. Mâna pe masă. Uite că există mult fair play și aici, chiar dacă este un sport destul de violent, brutal și haios în același timp. Mult succes! Da, când spui concurs de dat din palme, o iei așa ca pe o glumă. Ce e și chestia asta? Uite că este foarte dur și nu multă lume putea să reziste la asemenea lovituri. Mă, deci asta e pajura, mă? Da, da. Da, mă, ce ăsta e cap? Deci ce mai zis pajura? Lovești primul. Ok, nu contează, mă. Aici contează cine lovește ultimul. Hai să-i dăm drumul. Pregătiți-vă. Se pare că drugă Daniel lovește primul. De cum închide ochii versus... Wow, wow. L-a mișcat puțin cu tot cu masă. L-a luat puțin și pe gât. O palmă destul de dureroasă. Gât. Rugămintea mea. Gâtul s-a întins probabil în momentul când i-a mutat capul un pic din loc. Gâtul tare, dinții strângi, da? Ochii nu trebuie să vă uitați neapărat la adversar. Trebuia masa, un masa pic de încălzire. Nu, i-a dat da. Un gât. Ești bine, poți să continui? Are și gâtul mai lung, diferența de înălțime. Mai stăm un minut, da. Ești bine? I-a dat-o direct pe carotidă. E mai greu pentru Daniel, da? Să ajungă la distanța capul calculată. Lui versus. Nu dai cu podul palmei, nu zgâri cu degetele, știți regulamentul. Ok? Ia să vedem replica lui versus acum. Versus negru. Mamă. Wow. Wow, dar la fel același sentiment și senzație am avut negru, cum îi spune Radu Valahului, acest drugă Daniel, nu s-a clintit, a lovit ca o stâncă. A stat ca o stâncă, exact ca în meciul anterior. Și uite, dacă la fete am văzut trauma lor pe fund, uite-te cum se vede la bărbați pe față. Mamă, și vine lovitură peste lovitură. Nu vă grăbiți. Îți dai seama următoarea zi când merg pe stradă? Deci, avem o finală, dacă ar fi să fac un pronostic, să dau un pronostic de pe acum, ce părere ai? Care dintre cei doi vor câștiga? Drugă Daniel, negru, un adversar destul de puternic. Are cele mai mari șanse. Da. Are o rezistență la lovituri incredibilă. Duce pe picioare acele lovituri, nici nu se clintește. Îți dai seama dacă le-a dus de la Danilă Constantin, care avea 175 de kilograme. De la Tolea, da. E rândul lui să lovească, ia să vedem. La concursul de palme. Wow, l-a luat cu amețeală, 100% este amețit. Am văzut cum mi s-au muiat picioarele de aici. Aceeași privire pe care a avut-o și Costache Samuel. Wow, deci am văzut cum mi s-au muiat picioarele. Ești ok? Vede, dar parcă nu-i vesul lui. Foarte tare a lovit acest drugă Daniel. Foarte frumos. Spiritul fair play. Exact, și sportivitate. Dacă nu reușește să îl pună jos sau să-l lovească foarte puternic acum, nu-l văd bine pe versus încasând o a doua palmă la următoarea palmă, n-aș putea să zic a doua. Va avea o replică foarte puternică, Daniel. Da. În tot ceea ce facem, trebuie să învățăm. Deja scutură picioarele, da. Timpul. Efectiv, am văzut cum îi s-au muiat picioarele lui versus, dacă nu va avea o replică foarte dură să-l pună în dificultate. Băieții de la ambulanță acum au venit și sunt pregătiți. Da. Nu-l văd bine pe versus. L-a zdruncinat această lovitură. Ia să vedem. Aceeași privire o are Daniel. Wow, la fel, nu a mișcat. Atenție. El își calculează bine. Tu ai intrat un pic umăr. Da.
El, voi vă calculați bine. Dacă eschivezi un pic, în momentul ăla... Atenție! Greșeala nu e a lui. Ai ridicat palma de pe masă, greșeala e a ta. Atenție mare, e finala. Dacă ați greșit de două ori, v-am scos. Deci a ridicat mâna de pe masă... Greșeala nu mai contează că... L-ai acurajat da, și Daniel a băgat puțin bărbia. Prima greșeală a fost a ta. Dacă greșești a doua oară, ai pierdut. Mâna pe masă când lovești, fața... Nu acum vreau să văd, în momentul când lovește drugă Daniel, da, zgâri, negru... Nu lovește în spate, ok. Nu-l văd bine pe versus, sincer, după cele două lovituri încasate. Wow. Este amețit. Pielea. Efectiv este amețit. Se ține de masă. I-a încurcat gândurile. Nu cred că va mai duce încă o lovitură la fel de bine. Nu mai duce încă o lovitură. Îmblânzitorul de lei vrea să îmblânzească adversarul. S-a spart pielea lui Tincu. La bărbie. Wow. Îmblânzitorul de lei a lui foarte bun. Cum te simți? Bineînțeles. Apă pentru... S-ar putea să fie versus... chiar această surpriză, butonul de amică să răstoarne carul mare. Carul mare, da. Perfect. Da. Deci până la urmă, eu zic că nu contează cât de mare ești, contează viteza cu care lovești foarte mult. Că oricum toți sunt mari, ce de la 95 kg în sus este considerat greu. Exact. Cred că un avantaj îl au și cei cu brațul mai scurt. Brațul mai scurt, mai exploziv și care are totuși o greutate de 95 sau chiar peste 95 de kilograme, poți să dobori chiar și pe unul și mai mare ca tine. Daniel a adoptat aceeași poziție de stâncă. Se ține foarte bine de masă și stă foarte bine. Își încordează și gâtul, tot corpul. Își încordează gâtul și tot corpul și eu zic că va duce, va trece peste această lovitură administrată de versus. Dar pe versus nu-l mai văd încă sunt încă o lovitură de la Daniel. Nu cred că va mai duce mai mult de două lovituri. Wow. La fel nu l-a clintit, deși are privirea puțin tulbure acum. L-a lovit mult, mult mai rău. A lovit mult mai puternic. S-a și auzit foarte tare. Am mâncat lei, auzi. Foarte sigur pe el, Daniel. Are chef și de glume, da. Are chef și de glume. Se zice durerea e numele meu mai mic. Ia să vedem. Asta trebuie să o filmez și eu de aici, de la masa de comentariu, să o postez pe Instagram, pentru că nu știu de ce am senzația că acest Daniel va câștiga. Acum să sperăm să nu mă dezamăgească. Uite ce avântă și ea. Țin cu aia mai mici, știi cum e. Wow. Mamă. Wow. Se clatină rău. Nu cred că o să ducă pe următoarea. Lovitura s-a dus spre bărbie. Este corectă lovitura, dar... Deja nu-l văd bine drogi, de pe nu? Acum. A fost corect. Ia să vedem și relarea. Mamă. S-a muiat tot corpul, nu doar picioarele. S-au mai. Direct pe bărbie l-a prins Daniel. Da. Pauză, 30 de secunde. O gură de apă. Avem o scurtă pauză. Ambii concurenții au câte o gură de apă, se mai dau cu putră pe mâini și se pregătesc din nou. Dar totuși Daniel pare fresh, pare că nici n-a încasat lovituri până acum. Pare fresh și ținând cont că am avut un meci cu Tolea, care avea 175 de kg. Nu lovești după ceapă, deci nu lovești văd direct. Foarte hotărât și motivat să câștigi acest concurs. E foarte determinat. După așa o palmă care te zdruncină și îți moaie picioarele și tot corpul, nu-l mai văd la fel de motivat deja de versus are, acum. Versus are ochii sticloși. Probabil dacă va mai primi încă o lovitură,
Dacă Drugă Daniel trece de această lovitură, nu știu, așa am zis și până acum două palme în urmă și uite-l că încă concurează și merge înainte totuși. Da, e o competiție care este imprevizibilă. Exact. Puțin suspans. Liniștea dinaintea furtunii. Aceeași atitudine pentru Daniel. Exact. E ok, are palma mare. Și are și alungea mai mare. Trebuie să se cuprindă suprafața. Acuza acolo că este lovit peste ureche și Radu Valahu i-a menționat că Versus are palma mare și alungea mai mare și înălțime. Și înălțime și tot ce trebuie. Da? Atenție, lovești, calculezi. Mai bea puțină apă, da? Timp cu Florin. Concentrați-vă, băieți. Apătare, puțin suspans așa înainte de această finală, finală. Foarte strânsă această bătălie. Amândoi își doresc să câștige. Da. Până la urmă țin eu cu Daniel, dar nu știu cine va câștiga. S-a văzut dorința asta din primele meciuri. Da, da, foarte hotărâți. Wow. Wow. Cum s-a auzit. Wow. Foarte puternic. Dar duce. Deși s-a auzit reziste. Tare, nu i s-au muiat picioarele, nu nu a căzut pe masă. Nu. Doar am văzut puțin privirea tulburi așa. Uite, dacă te uiți la privirea lui. Dar nu i se omoia picioarele, n-a căzut pe masă. Stă foarte bine. Se vinge efectiv în sol, rezistă. Se ține de masă și rezistă. Acum vreau să-l văd din nou pe Drugă Daniel Negru lovind, îmi pregătesc telefonul să surprind acel moment. Sper să văd și nu știu care pe care. Eu încerc să filmez aici monitorul și să promovez și eu acest eveniment superb pentru prima dată adus în România. Felicitări organizatorilor și participanților, că trebuie să fii curajos să participi. Ia să vedem. Ne pregătim, ne pregătim. Și... wow, wow, wow. Foarte aproape. Wow, la fel, la fel. Abia se ține de masă, abia se ține pe picioare. Părerea mea este că dacă nu ar avea aceste 30 de secunde de pauză, nu ar rezista. Dar nu poți să reziști, n-ai cum să rezisti să vină palmă după palmă, evident. Da. Bravo, Leule. O decizie foarte bună de a-i opri. Câștigătorii de astăzi. Da. Că sunt amândoi. Deja este timpul să sprijină de masă. Da. Și marele câștigător, lasă-mă să-ți ridic mâna, finalistul este Împlânzitorul Leilor. O decizie bună luată.